Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Vă spuneam într-una din dățile trecute că pentru o perioadă, dar și aici cu întreruperi și sacadări, nu o să mai tot învârtim în malaxorul ăsta nostru de politică, de mizerii, de tot felul de așa. Eu unul m-am săturat, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră s-au săturat. O să venim la ele, că n-avem ce face și internă și internațională, dar până una alta m-am gândit să stau din nou de vorbă cu un între timp prieten de al meu de la București, un artist, cel care sau pe care îl vedeți oricum, între ghilimele, zilnic sau de două ori pe zi chiar, cu acele coperți formidabile pe care le avem noi la emisiune și pentru care îi mulțumesc din nou aici public. Răzvan, bine ai venit! Bine v-am găsit! Bun găsit, Cristi! Mă bucur de colaborare, mă bucur că noi am apucat să ne și vedem. Da, am apucat să ne și vedem. Pe teren neutru? E adevărat, absolut. Răzvan este bucureștean, neaoș, așa cum sunt eu, clujan, neaoș, să zicem așa. Dar nu toți suntem perfecți, da, eu sunt bucureștean. La fel și eu nu sunt perfect, sunt ardelean. Asta este. Și vreau să discut cu tine în emisiunea de astăzi despre marile orașe din România, alea pe care bula noastră le ia drept etalon și le consideră, ok, uite, marile orașe din România sunt comparabile cu marile orașe din Occident, viața acolo este comparabilă cu cea occidentală. Și tu, cunoscând atât de bine Bucureștiul, eu cunoscând bine Clujul, cred că ar fi bine să povestim un picuț despre viața în cele două orașe. Te-aș întreba pe tine la București, tu prinzându-l și înainte de 89, și văzându-l, trăindu-l și atunci, trăindu-l și acum, cum ți se pare? Cristi, cred că ar trebui să vorbim mai întâi de la cum s-a născut țara asta, după model francez, cu un centru foarte centralizat, ca să punem ghilimele, da. Și centralizat în sensul că a cam vampirizat resursele celorlalte mari orașe. Adică tu când spui mari orașe, mi se pare că sunt într-o distanță, o mare gap după mine, între ce înseamnă București și, hai să zicem, Clujul tău, care ar fi, să zicem, următorul și ca standard de viață și ca da. populație. E o mare gap aici și nu știu cum o să-l umplem vreodată dacă nu renunțăm la modelul ăsta francez. Nu se va umple niciodată dacă nu renunțăm la el, pentru că e Bucureștiul undeva sus, 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 foarte sus de tot. Pauză mare de așa și apoi încep restul. Ca de obicei, dacă n-ai voință, lucrurile de la sine nu o să se întâmple. Nu o să fie un fenomen natural prin care București o să se dezvolte și celelalte orașe o să-l ajungă din urmă. Nu, eu nu cred chestia asta. Ca la România ne trebuie un plan. București mi se pare că nu are un plan. Restul orașelor, și aici fac o paranteză pentru Oradea, poate mai sunt și altele, iarăși nu cred că au un plan de dezvoltare, se dezvoltă cumva haotic. Da, haotic ne însemnă neapărat întotdeauna rău. Oradea e un exemplu pozitiv, cel Am puțin spus, așa da. E prezentat de către presa mainstream. Arată bine, într-adevăr, te duci acolo, nu e mare, Oradea este, păi, nu știu. Cred că Thomas a fost, aici a fost avantajul, da. Că au avut și clădiri, de exemplu, Bucureștiul, pentru cine nu știe, are cam 25% demolat de Ceaușescu. Deci 25% înseamnă București istoric. Da. Deci orașul ăsta nu prea mai are centru istoric. E ceva. Adică dacă te apuci acum să reconstruiești ala Oradea în București, nu mai scoți mare lucru. Nu Că o să nu poți mai să ai din recuperezi. ce, știi? Nu mai ai din ce, ai o arhitectură de tip fenian, care este sinistră. Nu știu, unora le place, acum eu n-aș spune că suntem în discuția de gustibus, Da. ci ar trebui să discutăm despre ce am pus peste ce am demolat. Și nu iese. Tu îți amintești ce s-a demolat în anii 80? Ce s-a demolat, de fapt, la București? Sunt un pic mai mare ca tine, dar eram și eu destul de mic pe atunci, doar că mi-aduc aminte de fostul muzeu militar, care este undeva sub Parcul Izvor sau Casa Poporului, ceva pe acolo. Aha. Stadionul Republicii, ANEF, nici nu mai știu care era ultima denumire, care era cel mai mare stadion până la, era interbelic, până la stadionul 23 august, care era un stadion frumos,
și ăla s-a demolat, este tot în zona aia. Eu nu le mai poziționez foarte bine față de configurația actuală. Multe cartiere meșteșugărești cu case pe care le mai vedem probabil prin filme, filme vechi. Uranus fiind unul din ele, nu? Exact, cartierul Uranus era un pic deal vale, Da. voi nu știu, poate sunteți mai obișnuiți, Bucureștiul e cam plat, deci nu prea are chestia asta, s-a nivelat bine pe acolo. Mai erau instituții, era opereta, eu eram, repet, foarte mic, nici de la cutremur nu mi-aduc bine aminte, dar ca să le legăm, ăsta a fost momentul care l-a excitat pe Ceaușescu, că de ce să mai dea el bani să reconstruiască, mai ales clădiri interbelice care erau simbolul burgheziei, care Sigur. cumva ar trebui să fie eradicată, dar ce să vezi, încă nu era. Și fenomenul natural l-a ajutat. Da. N-a mai reconstruit și, în schimb, a pus la pământ și a construit tot ce admiră diversi oameni cu o cultură mai precară. Adică sunt oameni care se excită la Casa Poporului, care este un cancer arhitectural, dincolo de faptul că a înghițit un cartier întreg, dar nu numai un cartier, că el s-a lățit peste mai multe Și, cartiere. da, și nu numai a înghițit resursele unei țări întregi, a costat formidabil de mult. În... Într-un moment în care mulți aplaudă că noi plăteam datorii, păi Da. era o dublă pedalare, odată pe plata datoriilor Exact. și odată pe construirea acestui mamut. Dar să nu vorbim doar de el, pentru că E un ansamblu acolo, de el fapt, este, nu? da, este cireașa de pe tort. Există bulevardele alea imense, unul care pornește la Piața Muncii. Piața Muncii fiind hăt departe, acolo era bariera Vergului pe vremea când eram eu mic, deci era bariera la intrarea în oraș. Deci Intrarea în oraș, da. toată lumea impresia, bulevardul Decebal cu bulevardul Unirii este o imensitate și arată afenian. Mai puțin în zona Muncii, acolo la Piața Muncii, dar cu cât te apropii de zona Casa Poporului, e plin de blocuri de genul ăsta care eu cred că au o șansă. Poți să aduci un arhitect care să le dea o față mai umană. Am văzut eu pe Facebook și prin alte articole cum clădiri care nu au fost strălucit concepute în Occident au fost aduse în linie cu restul clădirilor. Deci, eu cred că se poate. Nu cred că o să se facă vreodată în România, că prioritățile sunt altele. Dar ca să revin un pic la Da, te rog Casa chiar. Poporului, m-ai prins foarte bine. Eu sunt unul din cei care și-au depus munca la construcția Casa Poporului. Serios? Tu, Asta n-am da, știut nu până știa asta acum. despre. Asta n-am N-ai știut până știut pentru acum. că n-am avut timp să vorbim, dar uite că mi le pui la fileu. Da. Eu am făcut ceva foarte mic și nesemnificativ. Cizelam măștile de radiatoare. Era Ia un sculptor. uzi, ia Da, uzi. un sculptor care era un fel de mini antreprenor pe vremea aia. Cu ocazia eu am văzut cum arată live 1 milion de lei bancnote de Un Băulceste. milion de lei în Da, un comunism? milion de lei era un sac de voiaj burdușit. Da. Dar asta era o Pentru sumă colosală, era o sumă, deci eu am văzut incomensurabilă. banii aia, deci mă credeți bine, nu, Ba aia e. da, absolut, sigur. Nu mă refer la tine. Da. Și se plăteau bani, mă rog, salarii. Noi munceam la negru, ca de obicei. Eu eram, ce să zic, la piramida lui Maslow eram fix la bază. Deci eu câștigam mai bine decât ambii părinți pe vremea aia. Am câștigat o perioadă foarte mică de timp pentru că am avut noroc că a venit Revoluția. Mi-a tăiat și veniturile, dar eu am câștigat foarte bine în câteva luni. Eram La proaspăt student. negru, în comunism. La negru se muncea, ei, cum? Și meditațiile se dădeau la negru. Evident, Am început absolut. ieri. E Da, bine. bineînțeles. Și erau prozariști, erau o grămadă de glume pe acolo. Fiecare, dacă știai să lucrezi cu pila, să cizelezi, așa, și lucram afară. Era din septembrie până în decembrie, la Revoluție, am lucrat afară, ca șantieriștii. Ce câștigam? Eu câștigam 6.000. Da, Pentru era ține mult, foarte, minte, foarte mult. un salariu decentiș era 2.300, ceva de genul ăsta. Hai, 2.500, nu le mai știu foarte bine, dar în jur de 2.300-2.500 era bine. 5.000 câștigau și directori de întreprindere. Director, director, Știu da. asta pentru că am avut în bloc pe cineva care și-a luat mașină, o Dacia de-aia cu piese franțuzești, cum se spune. Și-a luat-o în anii 70, eram foarte mici, băiatul lui mi-era coleg de școală și toți eram, wow, și-a luat actul mașină și cumva prin bloc circula bârfa că avea 5.000, deci și permitea, deci 5.000 era, eu câștigam 6.000 pe vremea. Poate 5.000 din anii 70 nu mai Nu erau erau 5.000 chiar aia 5.000 din 69, din, da.
Dar, anyhow, deci eu puneam banul acasă, zic că eram mafiot. Dar eu eram ăla mic. Deci am văzut oameni care duceau acasă 18.000 de lei, Extraordinar. 24.000 de lei, 50.000 de lei, în funcție de ce făceau și ei pe acolo. E, ca, pentru cine nu știe, cu 50.000 de lei îți luai apartament cu două camere Da. în București pe vremea. Deci erau bani. În fine, să revenim la... Da. Deci am muncit și eu un pic la... Mi-am depus munca pe acolo. Da, e un cancer arhitectural și, cum spunea domnul Pleșu, nu e o clădire neterminată, ci neterminabilă. Mie mi-a plăcut mult expresia asta. Nu știu cum se poate... Orice, ce mai poți face astăzi cu ea? Păi Da, aia e că nu prea că, mai... bun, o ai acolo, asta este, știi? Eu, dacă aș fi fost mini-președinte pentru o zi, eu mi-aș fi permis o glumă din asta la Borat. Aș fi făcut un mega casino. Deci o chestie de asta, o bătaie de joc la adresa comunismului, a celor care au construit-o. Pentru că așa făcut parlament, îi dai un fel de continuitate. Mi se pare că are o continuitate cu ce a făcut Ceaușescu. Eu aș fi dus-o într-o zonă total opusă. Un par de distracții, ceva, o chestie de asta dusă în derizoriu. Deci tu ne-ai făcut asta, uite ce să facem noi din chestia aia. În fine, nu, că... Nu se va întâmpla chestia asta, după părerea mea, vreodată în Da, România. da, da. Dar în continuare arată a bunker, a locul unde se duc privilegiații, are niște garduri pentru cine n-a fost, niște garduri imense, s-au făcut niște proiecte de niște arhitecți, de dat jos gardurile, de făcut un fel de parc din ăsta la Copenhaga, țările nordice, să te plimbi pe acolo, să iei în stăpânire spațiul. Nu, s-a... Nici Nu, nu. vorbă. Deci, că atâta Da. timp cât n-ai jandarmi pe acolo ca să se simtă aleși bine, nu merge treaba, nu poți să te încurci cu ăștia ca noi care dăm votul și plătim impozite. Bun, dar știi cum e? Până una alta, apropo de, din nou, viața în marile orașe, într-adevăr, ai dreptate. Este Bucureștiul care concentrează o mare parte din bogăția acestei țări. Apoi o pauză și restul marilor orașe, Cluj, Timișoara, Oradea, Iași și încă vreo câteva și cam, s-a cam terminat treaba. Viața la București, trăind acolo, muncind acolo, câștigând acolo, sigur, se câștigă bine. Pentru cine, sigur, are un job așa cum trebuie, pentru că nu toată lumea câștigă bine la București, să ne înțelegem, sunt convins. Cum e să trăiești acolo? Sigur, tu zici, băi, eu sunt bucureștean, asta e, asta cunosc de când m-am născut. Dar ai văzut, ai umblat, știi, trăiești, citești. Da, păi pentru mulți e un privilegiu să trăiești aici, pentru că aici se întâmplă tot, să fim Da. serioși. Deci, orice, eu, de exemplu, n-am probleme să mă duc undeva, de exemplu, cum vii tu, probabil de la Cluj, sau cum am auzit cazuri care pentru o ștampilă ceva vin din zone. Dar și Constanța, nu mi se pare că dacă nu e distanța Cluj-București, e mai plăcut să vii până aici pentru o ștampilă. Eventual, nu e directorul acolo, du-te acasă, trebuie să mai vin încă o dată. Aici se câștigă bine, dar se și cheltuie mult. Deci cheltuielile sunt fix pe măsură. Dar da, pot să spun că sunt privilegiat că trăiesc aici, pentru că nu am o grămadă din problemele pe care le au oamenii din... Când spun provincie, mă refer la tot Altceva din... decât Bucureștiul, da. Provincie înseamnă tot ce trece de granița orașului. De exemplu, aici ai spitale bune, ai cele mai bune școli. Sunt universități bune și în alte părți, dar în general, dacă e proporțional, sunt mai multe licee bune, sunt mai multe facultăți bune, sunt mai multe, nu știu, spitale bune. Șansele cele mai mari sunt aici. Și cum spuneam și la început, atâta timp cât nu se împarte mai frățește în restul țării toată treaba asta, tot aici o să vină. Păi asta fiindcă resursele restului țării vin spre București și în parte rămân acolo, nu se întorc de Păi unde vin, rămân pentru că știi? nimeni nu vrea, după ce ai dat de miere, nu se Nu vrea întorc. să, nu vrea să lase borcanul, ok. Tu mi-ai pus o întrebare grea, mi-ai dat greu, cum zic Da. fotbaliștii. Mi-e greu să mă pun în cizmele celuilalt, pentru că eu am trăit aici și doar indirect am avut contacte. Am avut în liceu mai puțin, erau provincial, dar facultatea a fost plină de colegi din provincie și cumva acolo eram minoritar, am fost cumva prima oară minoritar. Ah, să știi că celor din rest nu le place să fie numiți din provincie, știi? Adică provincial. Ce bă, spui mie provincial, adică. Când spunea că ești bucureștean, se uitau la tine așa. E bine, Da. dar voi ați venit.
Da. Adică, bun, bun, dar tactul ce era, știi? Eu nu sunt ok, dar voi unde ați venit? În Exact. fine, știi cum e, natura umană îți oferă multe Sigur, surprize sigur, pe sigur. partidele astea. Da, ce să mai zic, aici se întâmplă, nu știu, cinematografe, chit că cinematografele mor și pe aici, dar sunt zone în țară unde nu mai există de ani buni, s-au închis, deci viața culturală, pentru cine e interesat. Nu știu în alte orașe ce expoziții mai sunt, că tot ce vine, vine pe aici, că na, ai nevoie de public, nu? Nu o să faci, nu Păi știu, cum? Aici discuția poate fi Brazil. mutată apropo de, totuși, hai să extindem un pic de România Marilor Orașe, care e foarte mică și minoritară. Bun, e Bucureștiul, sigur, care adună, mai sunt orașe interesante în România, Clujul fiind unul dintre ele, fără discuție, dar nu numai. Dar ce te faci cu restul României, care e majoritară și care trăiește niște condiții, apropo de, sau vis-a-vis de care Bucureștiul sau Clujul este paradisul, e un fel de New York. E Las Vegas, E asta Las Vegasul, adică ce te faci cu ea? Și ajunge, cum spuneam, să știi, și la Cluj sunt convins că și la București ieși câțiva kilometri, 20, 30, 50 în afara orașului și intri în niște realități că zici că nu e adevărat. Cu ea ce te faci? Păi sunt navetiștii de profesie. Ce crezi că pe aici, pe la noi, prin București, nu există localități unde, nu știu, 20, 30 de kilometri de București ar trebui să fie Bucureștiul lărgit. Nu, sunt niște localități unde sunt oameni care trăiesc pe ajutor social. Am prieteni care au, nu știu, moșteniri și au cumpărat teren la, hai la, să zic, la țară, da, la 30 de kilometri de București, nu chiar țară, Da, n-ar și trebui. care au probleme în a găsi oameni să le vină zilieri, care evident o dau pe aia, cu, păi, ce mă pui tu pe banii ăștia să muncesc, iau banii ăștia stând. Da. Păi da, dar ei în plus, păi nu, lasă. Mi Deci, ajunge și atâta, e ok, da. gândește-te, ar trebui să fie în zona Bucureștiului un alt mindset, chiar și zona, așa zis, mai rurală. E nu mai e de mult rurală, că e undeva, e între ape, știi foarte bine. Da, Că da. noi nu mai avem decât poate niște cătune de-astea care nu mai au drumuri sau sunt foarte izolate, acolo poți să mai vorbești despre un mindset din ăsta rural. În rest, s-au făcut drumuri, lumea pendulează oraș, gospodăria de la țară, au plasme, au internet, e zona aia rurală care nu mai e rurală, mai au o vacă în curte, dar au și un Mercedes, știi? E ceva Da. așa Da. post-sovietic, nu știu cum să-i zic, e scenariu de film de ăsta românesc, de nou val. Da. Bun. Sigur că o să zici, bun, aici în orașele mari, tu la Cluj, eu la București, mai e Iași, Timișoara, câteva. Bun, avem teatre, avem o viață culturală, avem o ofertă, avem un... Dar pe cât îți interesează? Pentru că dacă respectăm sau zicem că e adevărată împărțirea aceea 10, 90 sau 15, 85%, înseamnă că pe o mare, largă majoritate chiar nu i-ar interesa. Ce spectacol este la Național sau la Operă? Sau ce cărți au mai intrat la Biblioteca Națională? Sau chestii de genul ăsta? Adică e absolut indiferent. Tare mie că o să umblăm iarăși la aceste procente, cum am mai umblat odată Am și mai umblat, da. da. Deja l-am scăzut, ai observat, deja e 10, știi? Adică stai un pic. Eu tare mă tem că o să mai tem un pic din Da. astea, pentru că văd și aici, exact cum spuneam, știi cum e ca la ceapă, privești de la un anumit nivel, mai dai un strat de ceapă, privești de la alt nivel și tot așa, ajungi pe la miez. Un om dintr-un oraș, nu vreau să dau nume aici, de 20.000 de locuitori, cum spuneam, se uită la București, Las Vegas, acolo e tot ce trebuie. Dar odată ce vii aici și vrei să trăiești cum se trăiește într-un oraș cu, nici nu știu cât are, unii spun 2 milioane și ceva, habar n-am. Aproximativ Hai pe să acolo. punem 2 milioane, 2 milioane și un pic, nimeni nu știe exact. Mulți nu trăiesc așa, mulți trăiesc exact cum spuneai tu în prezentarea unei cărți, în sistemul rural, doar că ei sunt administrativ trecuți la oraș, ci Da. trăiesc între patru pereți, cu apă curentă, cu toaletă în casă, cu magazin, cu toate alea, dar mentalul lor tot ăla este rural, stau pe Acolo e băncuță, problema. Acolo e problema, fac vezi tu. seminți, aruncă pe balcon, pe principiu că nu e spațiul meu. Păi nu-i spa, dar al cui o fi? Păi nu contează, dacă nu e al meu, nu e al meu. Nu mai are importanță. Vezi tu, ne lăudăm noi, Răzvane, cu marile orașe din România care sunt comparabile, chipurile, dar nu sunt, cu marile orașe occidentale.
Însă mentalul multora, probabil celor mai mulți din locuitori acestor mari orașe, că-i Cluj, că-i București, n-are importanță. Suferă de pe urma invaziei din comunism a ruralilor și care au colonizat aceste mari orașe. Există o carte splendidă, am și comentat-o, Metropola țărănească. Da, Metropola țărănească a lui Hoffman, David Hoffman, apropo de Moscova anilor 30-40. Și care oameni, știi cum e, ieși din sat, dar satul nu mai iese decât foarte greu din tine. Și atunci a devenit un fel de metropolă rurală. Și a rămas așa și la a doua generație, mai puțin, dar n-a ieșit complet satul afară. Ce ne facem cu fenomenul ăsta, care e valabil peste tot în estul Europei, nu doar în România? La prima mână ar trebui să zic că așteptăm să moară niște generații. Da, bun. Dar nu e. Nu, deci matematica asta nu mai ține și eu am crezut-o în anii 90. Dar nu e asta numai, să știi, nu e asta. Nu. Păi nu cred. Mă gândeam la Brucan că e 20 de ani, poate nu, poate 10. Da, nu. Dar nici... nu, nu. Deci orice generație, deja avem 34 de ani de la acel moment și mi se pare că ne ducem în jos. Și n-am venit prea mult în față, știi? Accelerat, exact. Adică începem să dăm înapoi. Deci nu cred că asta e problema. Că și generațiile care vin nu se nasc din flori și din spuma mării. Da. Ele vor fi educate de cineva. N-ai văzut? Ele nu se nasc într-un incubator din ăsta și le dă drumul după aia și ele vor coloniza. Nu, nu există așa ceva. Nu. Deci eu nu știu, nici eu n-am ce răspuns să dau. Cred în continuare, iarăși dau și eu cu presupusul cu educația. Dar asta deja a devenit o vorbă goală. Educație, educație. Știi cum? Cine e vorbă goală, dar n-avem alta. Asta e soluția. Asta e cheia. Alta noi. A ajuns de atâtea ori pe buzele noastre că și-a cam pierdut sensul. Toată știu. Lumea spune educație și nimeni nu știe să facă un pas după aia. Dar mă întrebai de, ca să nu ne împrăștim foarte tare, mă întrebai de viața culturală în București. Da, și aici sunt oameni care caută așa ceva cum sunt eu. Mi-e mai ușor să vorbesc de mine, ce caut eu, decât de ceilalți pe care doar îi văd prin jurul meu. Sunt foarte mulți oameni care sunt foarte mulțumiți de viața de mall, cum mai povesteam noi, de dimineața până seara la mall. Deci este, te duci ca și cum pleci dintr-un oraș, orașul, cartierul tău, și te duci în alt mini-oraș unde ai absolut orice, între care și niște librării. Nu știu cum e pe la voi și prin alte mall-uri, că nu prea am umblat, decât prin Constanța, cred că. Sunt destule. Dar cred că există și pe acolo, da. Nu dăm nume așa. Poți să și dai, nu m-ar deranja chiar deloc. Cărturești sunt singurele care au rămas, din câte știu eu, prin mall. Eu, dacă am drum prin mall, cum spuneam, încerc să bifez de toate. Și cumpărături pentru bucătărie de la un Carrefour și o carte de la Cărturești și un tricou de acolo, poate un pantalon de acolo, și cu asta eu mi-am făcut, cum să zicem, drumul în mall. Dar sunt foarte mulți oameni care nu caută nimic din zona culturală. Nu se Aici e problema, vezi? Oare câți din aia 2 milioane de locuitori ai Bucureștiului se și bucură de oferta culturală a orașului, care există și e generoasă? Să fim cinstiți. E bună. Este. Sunt teatre bune. Acum îmi dădeam seama în timp ce vorbeam că la partea de film aveam o mare problemă cu streamingul și cu internetul. Nimeni nu se mai duce, sau aproape nimeni nu se mai duce, decât dacă vrea, nu știu ce, sistem de la un cinematograf care îi dă nu știu ce senzație. În rest, toată lumea mai pleiază de pe acasă, mai piratează, cum știm. Am înțeles. La teatre nu face așa, la operă nu face așa. La expoziții nu face așa. La expoziții nu face așa, la festivaluri de muzică, la meciuri. Ia cât. Adică, uite, apropo de ce spuneai, că sau ce spuneam și eu că se întâmplă în București, nu sunt un mare fan al fotbalului românesc, eu spuneam că sunt Premier League mai degrabă, dar marile meciuri, ca să luăm și pe partea asta... Există totuși. Se mai fac și prin provincie, că și-au mai făcut diverse echipe de club stadioane la nivel de UEFA, că au fost obligate, dar tot aici sunt cele mai multe. Adică... Da, trebuie să fim cinstiți și să spunem asta, dar la fel de cinstiți suntem atunci când zicem și la Cluj aceeași chestie. Oare câți din cei, nu știu, 600-700 de mii, dacă e cu hinterlandul de oameni ai orașului, se și bucură de oferta generoasă culturală? Câți merg la teatru, câți merg la operă, câți merg la filarmonică, câți merg la...
Și atunci, la fel și la București, vei zice, bun, dar ăștia trăiesc aici, ar putea foarte bine la fel să trăiască la Caransebeș și acolo probabil este un mall și dacă ar avea joburi de nivel salarial de București, ar fi super fericit și la Caransebeș sau la Reșiță. Da, nu știu ce să spun aici. Nu-mi dau seama. Cred că tot educația o să ducă lumea către zona asta. Dar o să ducă? La ce educație avem? Că, ok. Trebuie să fac iarăși o comparație cu perioada Ceaușescu, dar aici trebuie pusă o nuanță. În perioada aia era foarte multă lume la expoziții, foarte multă lume la teatre, Da. foarte multă lume la concerte. Cunosc oameni, cunosc persoane Da, care era, se da, duceau absolut, absolut. abonament. Dar, deci aici trebuie pus acel bemol. Nu aveai ce face. Consumerismul nu există. Odată ce a ajuns consumerismul pe aici, pas cu pas, anii 90, 2000, au apărut modurile, lumea n-a mai, nu și-a mai pus din economie deoparte și pentru un teatru. Nu-mi dau seama cum s-a făcut acest switch. Dar s-a Și făcut. străini, Dar s-a și făcut. străini. Eu, navigând prin zona artistică, mă uitam în anii 80 și ceva, veneau foarte mulți străini, care, din puținii care veneau pe aici, foarte mulți dintre ei se duceau pe la galeriile de artă, că se făceau expoziții pe vremea Da, aia, absolut. pentru că nu aveau ce să facă. Restaurantele erau închise la 10, mâncarea era cum era, chiar dacă ei stăteau la hoteluri Intercontinental, Athénée Palace, Hilton astăzi, și poate aveau alt statut. Dar oricum nu era ăla pe care l-ai fi așteptat la un Da, hotel de orașul 4. era orașul, asta era. Ce să... Deci nu aveai ce să faci. Și străinii veneau și mai cumpărau câte o sculptură, câte un tablou, câte o tapiserie, ce mai găseau. Pe... Da. Deci după 90 s-a schimbat numai. Au apărut cazinourile, au apărut și fetițe și tot, tot. Adică oferta este mult mai largă decât Sigur. era pe vreun. Și cumva de aici, din zona asta culturală care era cumva forțată pe vremea Ceaușismului, acum lucrurile s-au dus în ceva mult mai larg, cu mai multe oferte și există și această publicitate, acest advertising care ne bombardează zi de zi. Eu lucrez în publicitate, deci Da, deci știu despre ce vorbesc. Ne exact. bombardează zi de zi cu tot felul de oferte și știi cum e, picătura chinezească care vine zi de zi de zi de zi, lasă niște urme și cum pe partea culturală nu stăm bine pe advertising, pe comunicare, mai mult pe cea comercială, marele Nicu. vibe și marea mișcare acolo este, deci pe consumerism. Să știi că pe mine mă preocupă mult chestia asta cu discuția despre marile câteva orașe din România și restul României și falia asta se tot lărgește între cele două categorii în loc să se apropie. Eu am rămas șocat, asta am spus-o de mai multe ori, în primii ani 90 în Italia când am mers la studii și am locuit într-un sat în prima mea lună și jumătate, un sat de munte din nord-vestul Italiei, mic. Și satul ăla mic, Răzvane, era de fapt un Milano în miniatură. Găseai absolut tot ce găsești la Milano cu dimensiunile reduse la maximum de rigoare că asta era. Și am fost șocat, adică eu știam cum arată un sat de munte din România de la început de anii 90 și știu cum arată un sat de munte din România astăzi față de Cluj. Diferența este colosală. Deci eu cred că nu numai că nu s-au apropiat, ci s-au distanțat și mai tare cele două lucruri. Cele două lumi și nu știu cum vezi tu ca artist, ca om care trăiește în cel mai mare oraș și cel mai dezvoltat din punct de vedere al business-ului, al banilor, al curentelor de culturale și așa mai departe din România, cum vezi tu chestia asta? Pentru că riști să mergi în străinătate. Deja mergi în străinătate dacă mergi la Mizil, dacă mergi la Făurei, la Oltenița, la nu știu unde, știi? Da, e o călătorie în timp aici, nu numai în spațiu. Adică, bun, știi, vorbești tu aceeași limbă cu oamenii ăia, dar de fapt nu prea, știi? Tu ai dat un exemplu care e la an lumină de noi. Milano oricum era în zona mai franco. Sau Torino, nici nu are importanță, știi? Sau, da. E altceva decât sudul Italiei, deci oricum cultura sigur, în sigur, Italia sigur, diferă, sigur, da. sigur. Deci eu prin sud am umblat mai mult și nu e chiar... Nu e chiar așa. Un stat din Sicilia sau din Nu, nu. Basilicata nu Așa e e. ca în Piemonte. Sau... Nu. Dar
Și la noi sunt diferențe, tu știi mai bine aici, în zona voastră, în Ardeal, unde mai există niște urme din cultura habsburgică, unde E, ai altă poveste, da, așa este. vezi, E. adică tu, dacă compari Mizil cu Gherla, poate E, compari nu e tu cu același Turca. lucru, nu e același lucru. Exact, eu am umblat la un moment dat, cred că mi-aduc bine aminte, în Dumbrăveni, lângă Da. Sighișoara. Am aflat că era un oraș, că fusese o comunitate a armenilor catolici acolo. Mai sunt câteva clădiri. Ca Aveau o și la biserică. Gherla, Armenopolis, știi, sigur. Eu am văzut de pe drum biserica din Dumbrăveni spre Mediaș. Are o turlă căzută, nu s-a mai Nu ridicat. mai Din contează. 27 se face 100 de ani și aia tot căzută e. Da. Biserica este impresionantă pentru o localitate de, n-aș vrea să spun cât are, oricum este mică, mică, mică. Mică, Da? mică, mică, Este da. imensă biserica aia. Și în drum spre ea am dat de un liceu, făcut evident pe vremea Habsburgilor. Deci pe ăla dacă îl iei și îl pui în București, este lângă liceele de top. Ca tip E. de construcție, ca volum de masă, Ca este prezentare, ca înfățișare, ca, absolut. da. Da. El acum arată căzănit așa, nimeni n-a mai Păi, investit, mi-a mai dat cumva pe asta, el. da, precum Deci locul, da. aici vreau să ajung, diferă cultural. Deci dacă vorbim de zona voastră, lucrurile nu stau așa rău, adică mai găsești prin zona de orașe mici, rural, câteva clădiri. Acum, dacă sistemul de învățământ e prost, degeaba ai tu liceu bun. Dar, Degeaba arată frumos clădirea dacă înăuntru se petrece o exact, și educație portul comparabilă cu profesorale, cum e. Mizilul, știi? Dar Da, da, da. vorbeam că mai există ceva, dar în rest, în zona asta de influență turcă, balcanică, nu s-au creat construcții de genul ăsta. Adică dacă mai găsești ceva, toate sunt după 45. Nimeni nu a construit. Bucureștiul a rămas, cum am zis, magnetul care a tras tot. Și a rămas și cred că va rămâne. Nu am o soluție. Trebuie descentralizat, dar cum știm foarte bine, fără să intrăm mult în politică, dacă ai baronii ăștia care trag toate resursele pentru ce au ei nevoie, mai întâi cum să faci nimic acolo. Tot o Da, să plece lumea, nu? Nu absolut, cred el că și poți să-i nu, ții. Și îmi nu. venea acum o comparație, poate un pic forțată. Tu ai avut niște emisiuni bune pe tema asta cu migrația din Africa pe Mediterană, Da, către Italia. da. Strâng proporțiile. E ceva din ce se întâmplă la noi cu ce se întâmplă acolo. Soluția ar fi fost tot cum spuneai tu, să te duci la fața locului. De unde îți vin oamenii ăia? Bun, hai să construim ceva aici, dar cum știi bine, și acolo. Sigur. Dai niște bani unor oameni care sigur nu vor face ce le propui tu, o să ia banii ăia și o să facă cu totul altceva și migranți o să vină în continuare. Da. La fel și aici, trimiți bani în teritoriu, unde oricum sunt. Eu nu cred că în țara asta nu sunt buni. Noi producem. Zona asta a privaților producem bani. Da. Că prost cheltuiți, asta e altceva. Deci, oricum, dacă trimiți bani de la București ca să ții oamenii acolo, tare-s convins că nu vor ajunge unde trebuie, nu se va face ce trebuie și o să fie bani risipiți. Deci, cumva, asta e soluția, dar poate cu alți oameni. Da, alți oameni nu scoți decât prin educație și iară ne întoarcem la începutul problemei, la square one, la pătrățica numărul 1 și nu ajungem de fapt nicăieri. Pentru că aici noi așa ne învârtim, știi, într-un carusel perpetu. Nu, nu avem răspunsuri. Nu știu, nu. Asta spuneam și la telefon pe mașină când vorbeam înainte de emisiune, știi, am ajuns, nu știu, probabil o fi și vârsta, am ajuns la o vârstă în care am mult mai multe întrebări decât răspunsuri de oferit și probabil peste vreo 5 ani nu o să mai am niciun răspuns la nimic și întrebări la toate, ceea ce probabil e așa o evoluție spirituală, nu știu, Da, dar vezi intelectuală. că de multe ori noi încercăm răspunsuri care sunt invalidate de evoluția lucrurilor, nu le stăpânim. Nu, deloc. Suntem surprinși zi de zi, te trezești și nu știi ce surpriză te așteaptă. E, pentru cine cui place să trăiască la nivelul ăsta, România e o țară cool. Da. Trăiești la nivel ridicat. Nu te-ai săturat de viața la Da. București? Băi, m-am săturat, am avut un gând la un dat să vin la Cluj, existau La agenții de Cluj, publicitate. la Cluj, aha, ok. În alte părți, în domeniul meu, în advertising,
e foarte greu. Adică, na, poți să faci orice în România, dar orice, mie nu-mi aduce bani pe masă. Da. Deci trebuie să merg pe ceea ce știu eu să fac. Nu sunt... Publicitatea în provincie stă destul de prost. Nu vreau să spun că nu sunt, dar sunt, dar la nivel mic, 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 mic. La Cluj era ceva, dar Clujul era fix în perioada în care se dezvolta. Da. Ce câștigam acolo, pe ce dădeam pe chirie, masă, tot viața de zi cu zi, era ca și cum aș fi stat aici. Deci era doar schimbare de decor. Ce te deranjează cel mai mult la viața la București, tu fiind născut Foarte acolo? Sălbatică, este un ritm foarte, foarte alert. Nu-l impui tu și e foarte greu să scapi de el. Mai scapi în weekend, astea sunt momentele de respiră, dar în rest, în cursul săptămânii, munca la birou s-a schimbat, e mult mai alertă. Fac comparații cu acum 5 ani, cu acum 10 ani, cu acum 15 ani. Mult mai alert, din ce în ce mai puțin timp. Eu vânez și colegii mei din zona privată, vânam timpul, orice timp, o jumătate de oră acolo, o oră dincolo. E mult, e bine, da, dacă ai o... Mult. Sunt într-o permanență, ca, cred că tu ți-aduci aminte, Ursul Yogi, avea Da, o... da. El așa, pentru cine mai știe, știe la ce mă refer. Da. Da, cam așa, cam asta e viața. Acum, să nu înțeleagă cineva că mă plâng și că ar fi mai bine, nu știu, la Mizil sau unde ziceai tu, dar ăsta e prețul și încerc să fiu un teren în continuare, să fiu bine antrenat. Odată ce nu mai ești bine antrenat, trece tăvălugul peste tine, că nu stă nimeni să-l vezi. Știi cum e? Discuția asta este mai largă, pentru că probabil cineva de la Milano sau New York îți va spune, bă, aici este mult mai rău decât ce descrii tu la București, e adevărat că și pe bani mult mai mulți, dar trendul ăsta unde va ajunge? Adică totuși suntem ființe umane, totul are o limită. Limita asta unde se va împinge? Adică, bun, îți crește venitul, câștigi tot mai bine, ai o muncă tot mai bun, 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 bun. La un moment dat ce faci? Clacheste, îmbolnăvești, crapi? Mă, să știi că au început să prospere cabinetele psiho. Păi despre asta discutăm, despre asta povestim. Și la noi, știi cum este acel public shaming, că nu da. Spui că... A, omul a ajuns la psihiatrie, omul a ajuns la psiholog. Da, e altceva. Dar da. În Occident este un lucru normal să ai o problemă, să o recunoști și să te duci, să găsești. Sunt firme mari, multinaționale, care oferă inclusiv e normal. Serviciile respective. Da. Nu dintr-o mare umanitate, ci pur și simplu că te vor cât mai repede în picioare. Ca să scoată profit mai mare. Dar iar să cu... nu fim... Da. Să nu fii socialist la faza asta, că nimeni nu, nu-ți dă nu, munca. nu. Lumea îți dă, că și eu primesc salariul pentru ce muncesc și mi se pare normal sigur, ca sigur. Angajatorul meu să se îngrijească să fiu apt și să nu am probleme, ca să pot să văd de lucru la... să performez pe ceea ce sunt plătit să fac. Și asta îmi doresc și eu. Nu vreau mil la Eu, da. nimănui. Nu e vorba de asta, știi, dar așa ca discuție generală, adică până unde va merge toată treaba asta? Nu există oare o limită pe care să ne autoimpunem la un moment dat? Bă, gata, adică nu mai, ajunge, e suficient. M-am gândit și eu, mai rar probabil decât tine, dar e posibil să fie la un dat o explozie care să reașeze. Știi cum e în spațiu cosmic, da. Cât mai înțeleg și eu. Se adună ceva, se face o masă critică, explodează, se aruncă resturile de la ce se a fost, reașează, cum se știi? dispersează, Da. Acele resturi în timp cumva se vor agrega către altceva, se vor mai crea alte nuclee care la rândul lor se vor strânge, vor exploda și așa tot se... Probabil că la un dat se va ajunge la o criză din asta. Eu sper, am sperat apropo de viața asta în București, care este foarte atroce, așa, să se... La Cluj e la fel, să știi, apropo. Nu diferă. Da, nu. Deci ăsta este un mit care merită acum Trebuia demonstrat. Trebuia să spun că e valabil și în alte. Da, între mine ardeleanul și tu bucureșteanul, domnule, în Ardea lucrurile merg încet, pentru oamenii un sunt anumit lenți, tip numai. de job. Deci pentru oamenii care lucrează în privat, în multinaționale, cred Nu, că și e în infernal. Franța E la fel, da. În Brașov. E Am uitat groaznic. alte orașe, îmi pare rău. Eu mă așteptam să se mute capitala. Au fost niște zvonuri sau fusei repede. Să se mute undeva mai în centru, nu neapărat Sibiu-Brașov, că sunt orașe mari. Să se creeze, poate nu cum a fost Brasilia pentru da, Brazilia. ce, de la zero Dar ceva? poate nu de la zero, că noi suntem o țară să facem ceva de la zero, dar Da. să te uiți undeva la un oraș cu 40-50 de mii de locuitori, mai în centru,
și acolo să pui tot ce înseamnă administrație, instituții de stat și să degrevezi cumva Bucureștiul măcar de partea asta de birocrație. Că în continuare vor rămâne aici o grămadă. Va fi cumva cum e Amsterdamul față de Haga. Da. Eu așa speram și în felul ăsta cred că cumva s-ar mai putea face ceva, da? Știi cum e? Nu este voință de la Pentru sine însă. asta, pentru asta, știi, trebuie să fie Olanda, totuși. Sau Cred că ar trebui să mergi un pic pe o discuție mai largă de Elveția, reînfrânțirea știi? autorității. Cum era asta cu. Nu împărțire, Cu reorganizarea administrativ-teritorială, reorganizarea administrativă, știi? exact. Aici e miza. Odată ce te-ai pus să faci asta, poți să lucrezi și la București și să scoți de aici anumite părți și să le muți în altă parte. Nu o Păi, să se dacă, întâmple, nu o știm să de se ce. întâmple, știm de ce. În mod normal ar fi trebuit să se petreacă o chestie similară Poloniei, unde voievodatele lor sau regiunile noastre au căpătat o autonomie foarte largă, dar aici lumea are o groază imensă față de cuvântul autonomie. Niciodată n-am înțeles de ce. Vine sperietoarea cu ungurii care ne fură Ardealul, îl bagă în traistă și îl vând la Budapesta la Dar Talcioc. poți să-i spui altfel, nu cred că, bă, ok, Adică, bun, care-i te sperie un problema? cuvânt. Bun, poți să-i spui altfel și lucrurile se rezolvă. Problema e de voință, știi foarte Dar bine. sigur că da. Din câte UAT-uri sunt, nu știu, 3.000 și ceva, cred că trebuie să rămână 1.000, nu știu, unul din 3, da? Deci unul din 3 primari, secretari, ce sunt viceprimari, nu va mai... Nu-i numai aia, știi? E și chestia Unul de din trei regiune. o să rămână. Da, deci unul din trei. Știi foarte bine că dacă ar fi după cine ne conduce, ar mai face încă alte UAT-uri să mai dea niște bănuți, să mai mănânce și Da. niște oameni de partii ceva. Da, nu știu, ca să revin, nu știu ce se va face. Probabil că va deveni un fel de megalopolis din ăsta, un fel de stat în stat. Habar n-am, nu știu. Adică, Va deveni. știi, ce țară e asta? Gândește-te, unde ai 6, maxim 7 orașe mari și unul imens, unde se trăiește relativ occidental și în restul te apucă, știi, dorul de ducă. Asta nu e ok. Adică, la un moment dat, cineva va trebui să facă ceva, dar nu cred că vom mai apuca noi întregi la minte Nici eu, nu. momentul acela. E bine să spunem lucrul ăsta, nici eu nu Măcar cred, să se pentru că consemneze că doi sunt. idealiști au vorbit despre asta în 2024 la început. Poate să pleze cineva cândva chestia asta. Da. Dacă astăzi cineva isteț s-ar pune să facă o reformă în orice domeniu, nu e de așteptat ca în mai puțin de 10 ani. Și 10 ani e ceva optimist să se întâmple ceva, ori. Peste 10 ani, știi cum e, ne mai doare una, ne mai doare alta, mai o vizită la doctor, nu te mai bucuri de niște lucruri pe care poate le-ai fi vrut acum. Da. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să se întâmple. Dacă orizontul nostru de așteptare E e mai altul, da. nu înseamnă că nu trebuie să se ocupe cineva. Nu o să se ocupe din punctul meu de vedere, pentru că dacă lucrurile merg bine pentru cine este acum la butoane, de ce să schimbe, nu? De ce să schimbe să. Pentru că pentru asta trebuie să ai oameni cu voință, cu vocație, care să aibă un plan. Nu prea există planul ăsta. Eu nu-l văd. Vezi, din nou ajungem la cuvântul ăla așa de demonetizat, cum bine ai observat, și anume la educație. Pentru că dacă nu mergem înainte și ne dezvoltăm ca și societate, nu? Împreună, ca un tot, și o facem pe bucățele și o mafiile respective prosperă și restul merg înapoi, mare lucru n-am Dar știi că rezolvat. atomizarea S-a asta pe cam care terminat. o vedem toți, că e o atomizare în societate, Este, este. fiecare, cum spui tu, Este. este pentru bucățica lui. Dacă eu mi-am rezolvat problema, problema nu mai este pentru mine, dar ea a rămas pentru milioane de oameni. Deci Cum și poți să pentru știi cum e? tine, implicit, Și știi? pentru tine, că nu știi unde, sau poate tu cu problema asta nu te mai întâlnești, dar te vei întâlni cu alta pentru că sistemul ți oferă Da. surprize de genul ăsta. Problema este că nu sunt oameni dispuși să facă o schimbare în momentul de față. Merge bine pentru gașca care e la putere, mai merge un an, mai merge 4 ani, dar ai văzut că orizonturile de așteptare sunt destul de Minimale, sunt mici, da, sunt nimeni scurte. nu-și propune, bă, eu știu, eu aș vrea să fac pentru 5 ani sau 10 ani să am un plan. Da, azi, 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 pe mâine. Gogoși de astea pe la televizor cu date cu zahăr, e plin, da.
Dacă ai ceva cărți în spate, cum avem noi, nu poți să le iei de bune, nu? Da. Și eu aș vrea să fie bine ca să nu fie rău, dar nici n-am Asta a multe. devenit politică națională în România, să fie bine, să nu fie rău și până la urmă se sfârșește prin a fi Și rău și cam gata. Știi? Cam da, asta este. mie mi se pare că o să ne uităm cu jind la, cum spuneam eu cândva, că 2023, care a fost destul de tensionat, s-ar putea peste câțiva ani să ne uităm cu drag la el Da. și să spunem, ți-aduce aminte ce an bun a fost 2023 sau, mă rog, ce an vrea fiecare când. Și asta să o facem probabil de pe undeva din afară. Pentru că aici e problema mare. Nu te-ai gândit niciodată să pleci, să lași A, da, toată m-am gândit. nebunia asta și să zici, bă, M-am gata, gândit mi-ajunge, nu mai, când gata. pare mie rău e că nu am fost foarte determinat. Am avut fix în 90, vreau să plec și eu pe vas, Serios? Vienna. A, da. Bine, nu eram foarte decis, dar mi se părea foarte interesat. Eram interesat să plec să văd. Mi-am dat seama că cu pașaportul nu o să fac mare lucru. Nu. Dar eu am avut pașaport printre primii. M-am băgat la coz, la darea. Nu, n-am făcut nimic cu el. 5 ani sau cât a fost. Tu ai făcut. Da, i-am făcut. Și am vrut să plec. După care, știi cum e, mai viața se mai dă niște speranțe aici, mai speri la una, la alta, te iei cu Da. una, cu alta și mai uiți, rămâne ceva. Bine, nu mai lași capul meu al Ceaușescu, mai puteai să mai călătorești. Poate că asta a fost păcăleala, că fiecare și-a vândut sie și o prăjiturică, nu exista, și am crezut că mâncăm din ea, când de fapt noi mestecam aer. Și am ajuns astăzi, când zicem că am terminat prăjitura, și de fapt ea n-a existat, să ne dăm seama că au fost niște ocazii pe care le-am cam ratat. Vine o vârstă la care trebuie să recunoaștem, nu se mai înghesuie nici ăștia din Occident Nu, după oameni, nu. deși sunt performeri pe anumite paliere. Și ai renunțat la gând de tot? N-am renunțat la gând, în continuare LinkedIn este una din Da, rețelele sociale pe care o este. frecventez de Da. câteva ori pe zi, doar că se schimbă și prin Occident. Evident că aș prefera să plec în Europa. Se schimbă multe. Cine se uită la politica europeană își dă seama ce vreau să zic. Da, Niște car, oferte nici. pentru jobul meu ar fi în Orientul apropiat, dar E, acolo-s. mai zic ce e acum, dar și înainte de ce a fost în octombrie în Israel, nu e ușor de trăit într-o zonă cu o cultură diferită, cu o climă diferită. Știu Da. colegi din publicitate care după un an s-au întors, nu, de ce? Nisip, 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 căldură, căldură, căldură. Și nisip. Nisip. Sunt bani buni, Da. dar mai sunt colegi care au plecat în Extrem Orient, China, Hong Kong, Singapore, dar iarăși nu e ca și cum pleci în Ungaria sau în Austria, că trebuie să faci o decizie de asta, nu ușor de luat. Eu nu m-aș mai întoarce după, nu știu, o călătorie în Argentina sau în Corea de Sud, nu cred că m-aș mai întoarce în România. Deci trebuie să fii foarte ferm pe Da, așa ce ceva. interesant, ce interesant. Păi, odată ce ai fost Răzvane, undeva în cultură. da. Am ajuns, da, vorba ta, am ajuns la o vârstă în care am sperat enorm de multe și s-au înfăptuit mult prea puține față de ce am fi vrut. Nu-i nimic. Cum încheiem? Optimist? Realist? Știi că între noi doi, eu râdeam tot timpul că eu sunt ăla care mai Tu pune ești un pic optimistul, de. tu ești Da, optimistul. eu aș zice să nu, pentru că Este, altfel da. stingem luminile astea, cum le-ai și tu Nu, și le-am și nu, eu. nu, nu, nu. Nu. Cât ne putem trezi și ne mai dă cine trebuie o zi în plus, eu cred că trebuie să sperăm și să ne urmărim scopurile și speranțele pe care le avem fiecare aici, fiecare știe să-și Dar pună trebuie pe drum. ajustate puțin, trebuie un pic Cred că trebuie să adică, nah, știi, te uiți un trebuie să pic fim și mai atenți un pic ce se întâmplă și să nu ne mulțumim, n-aș vrea să-mi chem electoral, dar trebuie să zic și chestia asta, Zio. să nu ne mulțumim doar cu votul, că votul nu este ceva, am pus ștampila pa, ne vedem peste 4 ani. Fix asta așteaptă oamenii politici, că ei nu-ți mai dau socoteală timp de 4 ani. Cred că trebuie să găsim niște formule. Iarăși, dacă mă întreb, n-am un răspuns aici, dar eu cel puțin aș vrea de anul ăsta să mă implic mai mult civic, cel puțin, nu știu. Mă voi duce la parlamentarul care va fi ales acolo, indiferent de partid, să îl iau de mânecă, să-i spun. Nu știu ce se va putea Uite, întâmpla vezi, dacă se va întâmpla. Dar probabil eu, pentru asta, mine, da. voi fi mulțumit. Să știi că eu cred că ai spus un lucru foarte mare acum.
Cred că ăsta trebuie să fie mobilul care să ne mai anime de aici încolo, și anume implicarea mai serioasă în treburile comunității. Sigur că e simplu pentru fiecare dintre noi să zice, bă, la câte am pe cap, în familie, la job, la asta, unde naiba să mă mai implic, la ce, că deja vin rupt acasă. Nu, trebuie găsită energie și timp, astfel încât să mergi la parlamentarul tău, să mergi la o demonstrație, să țipi în fața unei instituții dacă e nevoie. Să. Poate vor fi și alte metode, da, nu știu. Eu Sigur. câteodată mă întreb că dacă simpla protestare și ieșirea la un protest mai rezolvă ceva astăzi. România e un Uite. caz aparte, nu suntem în Spania sau în Franța sau în Germania. Da. Dar aici rămâne de văzut. Fiecare poate găsi o soluție. Eu ce vreau să spun este ca la povestea aia cu vrăbiuța care la incendiu toți fugeau din pădure și ea ducea în cioculețul ei o O picătură de apă picătură de și apă, da. de ce nu? Exact. Eu fac treaba mea. Nu sper la nimic senzațional. Dar poate din cei care ne urmăresc mai e cineva care să spună, da, uite, ăla n-a bătut câmpii, mi-a dat o idee. Da, mă, hai să Eu fac și eu ceva. n-am mai vorbit. Nu, Da. asta e. Așa se Înseamnă întâmplă. că vom da sens vieții noastre rămase nouă de aici și până la final. Bun, ca să închei așa, trebuie să ne temperăm un pic optimismul. Da, nici să fim Nu, pesimiști, că absolut. eu nu cred că ne vom mai putea mișca. Eu dacă aș fi pesimist, aș fi ca paralizat, ca electrocutat. E adevărat. Și n-aș vrea Dar să fiu așa. cu optimismul ăsta moderat și realist, să ne implicăm mai mult. Fiecare. Asta eu cred că e foarte important. Adică să nu ne limităm în a bârfi pe Facebook, aici pe canalul de YouTube, la prieteni, bă, ce nasol e, ce rău e, uite acolo, ăștia. Nu. Hai să facem ceva concret și poate lumea va deveni și cu atâta mai bună. Nu e un vis, nu e o aberație o adolescentină. Cred că e singura chestie care ne mai rămâne de făcut, cu sens. Dacă suntem călare pe ideea de vest, de cultură vestică și ne place asta, eu zic că ce ne lipsește decât să fim fiecare puțin vestici acolo unde trăim. În comunitatea noastră, la locul de muncă, pe stradă, acasă. Și poate așa o să dăm exemple suficiente și pentru ceilalți. Răzvan Patrike, mersi frumos. Cristi, și eu îți Artist mulțumesc. Și co-autor, pot să-l numesc, împreună cu mine, a canalului, pentru că acele coperți minunate, cum spuneam și la început, el le face și le concepe. Îți mulțumesc încă o dată public pentru efortul tău, Răzvan, și pentru discuția de astăzi, desigur. Așa cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pentru faptul că urmăriți acest canal, vă abonați la el și alegeți să-l și susțineți. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune și să auzim numai de bine.